Reprezentanții municipalității au investit în construirea unei hale acoperite pentru comercianții din piața centrală. În prezent, aceștia doresc să le ofere și celor care vând în piața nouă mai condiții mai bune. Autoritățile locale doresc modernizarea zonei respective, dorind să schimbe acoperișul pentru că este din policarbonat și se creează un efect de seră pe temperaturi mari. Totodată, aceștia intenționează să realizeze o împrejmuire provizorie din panouri transparente pe timp de iarnă. Comercianții nu sunt prea încântați de aceste planuri. Vara murim de cald și iarna de frig sau cum? Și dacă închide tot cu acoperișul ăsta, degeaba o închide, deci chiar... Cum mai, doamne, cine mai investește atâția bani în ăsta? Deci chiar nu... Se facă în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea. Să facă un acoperiș de aici până în partea cealaltă la magazine, nu să ne închidă pur și simplu doar pe noi și... Să nu mai aibă lumea acces decât pe anumite uși și intrări și... Da. Să le fie greu să mai intre. În ce sens ce vom face? În perioada când o renovează? Probabil că ne asigură un alt spațiu unde să ne putem... comercializa marfa, că nu putem să o lăsăm, e marfă perisabilă. Nu? Comercianții spun că modernizarea spațiului ar duce implicit și la taxe mai mari, ceea ce nu ar fi convenabil pentru ei. Dar cum vi se par taxele în comparație cu condițiile care le aveți acum în prezent? Taxele sunt foarte mari, toată lumea știe treaba asta, nu numai noi. Credeți că odată cu modernizarea vor veni și taxe mai mari? Sută în mie. Sută în mie că vor fi mai mari taxele. Garantat. Păi, statul, ce să facă, ce să dorim noi? Noi vrem taxe mai mici, să fim un pic mai liberi, să ne putem să exprimăm și noi. Mai va să ne vină produsele noastre, de țărani. Noi nu știm decât să dăm cu sapa. Și când o să renoveze piața, ce se face? Probabil că nu știu dacă o să vorbim. Păi nu știu cum, cum o face, ei știu, înțelegi? Închide spațiu aici și pe timpul renovării nu vă vor mai lăsa să comercializați aici? Uite, ne mutăm acolo pe scara aia, acolo, în fața unei acolo. Vindem acolo, că trebuie să ne vindem produsele, n-au să ne facă nouă. În piața Nouă Mai își desfășoară activitatea zilnic aproximativ 120 de comercianți. Modernizările pe care intenționează să le pună în practică reprezentanții administrației publice locale vin în sprijinul acestora în crearea de condiții optime pentru ei și pentru produse, atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă.